produză marca din posări. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Bibi. Babyșorul. Babyșorul. Suprem, suprem. Cred că ai mai zis o dată așa într-un vlog. Babyșorul sau... suprem? Nu știu. Am mai zis. Sau picantul suprem. Picantul suprem cu toții mă știu cu drept. Și după cum v-am obișnuit cu acest intro, hei, salutare toată lumea, eu sunt Baby, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Baby. Deja știți ce urmează. Un super challenge. Un super challenge în care iarăși picantul vostru preferat o să aibă de suferit. Pentru că, iubita da, ce păcat. Cum adică? Nu, știi ce vreau să zic, adică o să fie amuzant. Are noroc cu frumusețea ei și cu carisma ei, că m-a convins pe mine să facem clipul ăsta, că nici în vârful capului nu eram de acord să facem clipul ăsta, pentru că... Atât vă arăt. Spune-te. Atât vă arăt. Și spune-le, iubirea mea, că e deja foarte curioși. O să ne pilăm! Pe Babyșor. God, n-am mai fost depilată când am fost în armată. Ce? Ce? Nu, gata, am mai făcut chestia asta pe live-uri, am încercat să mă epilez și credeți-mă că am rămas cu sechele. Am rămas cu sechele, păi am da, probabil, probabil nu mai tras-o ca lumea. Am plâns, nu că n-am tras-o bine, am plâns de durere. Durerea rău, am lăcrimat de durere. Super! Antonio Pican o să plângă în acest vlog. Păi de ce numai tu ai pus în vlogurile mele? Ia să mai plâng și eu în vlogurile mele. Exact! Ce naiba? Ce o să facem mai exact în acest vlog? Cred că v-ați prins și din titlu. Un răspuns greșit egal... epilări. Deci, acest challenge va avea două runde. Ok. În prima eu nu zic ok ca prost acum, gen chiar habar nu am, pentru că iubita așa a făcut întrebările în alt colț al camerei, eu am stat în alt colț al camerei, cum facem noi de obicei, ca să fie o reacție cât mai autentică. Să fie cât mai exact, natural pentru voi, exact. În prima rundă vor fi întrebări legate de mine sau de relația noastră. S-a terminat. Aici, da, aici trebuie să iau cu 10, că la cealaltă, ia zi. La a doua rundă vor fi întrebări de cultură generală. Și aici trebuie să iau cu 10, că... Deci, că dacă ești pe abacul anul ăsta... Dacă la prima pierd vreo întrebare, mă taxezi tu și la a doua mă taxează chat-ul și o să zic în comentarii, bă, ești nebun, cum nu știi când ce an s-a născut Mihai Eminescu, adică de-astea, știi? Da. Și aici eu sunt foarte încântată de aceste bens depilatoare, pentru bands, că... Bens! Credeți-mă, m-am pregătit foarte bine pentru acest episod, uitați-vă și voi, am aici o fermă de păr, este crescătoria mea frumoasă. Doară. Da, m-am pregătit pentru acest clip. Iubirea mea, iubirea mea, pot bonus când nu mai pot eu să-l pune și pe Ani? Doamne, fermă! Băi, nu, la o întrebare greșită le pilăm pe Ani, bam! La episodul 2, facem asta în episodul 2? Nu. Guys, noi glumim cu chestia asta, vă dați seama că n-am, doamne, cât de nebun ne crezi. Ia zi, mă, mami, mă, vrei să-l vezi pe Babyșor cum o să sufere, stai aici cu noi? Ah, hai că a înțeles treaba, a luat o bandă. That's like, chiar acum! That's like. Cine nu de like, nu este un Babyșor adevărat. Dar înainte de a începe, așa cum v-a spus și Hani, apăsați pe butonașul de like, nu uitați să vă abonați la canalele noastre de YouTube, să apăsați și pe clopoțel, pentru că e foarte important să fiți notificați de fiecare dată când postăm vloguri noi. Lăsați un comentariu cu ce idei de vloguri ați vrea voi să mai facem, pentru că noi citim comentariile voastre, dăm multe inimioare și ne ajută foarte mult atunci când vrem să filmăm vloguri noi. Și pentru că tot se apropie sărbătorile, nu uitați să folosiți codul nostru de reducere. 10% reducere pe Food Shop dacă folosiți codul Bibi Picane 10. Aveți linkul în descriere, așa că intrați pe Food Shop, faceți acolo cumpărături pentru voi, pentru cei dragi, luați-vă ce vreți voi de sărbători și nu uitați să beneficiați de super reducerea pe care noi am pregătit-o pentru voi. Doamne ajută, guys, dați-mi un like dacă vreți să-mi urați succes și ce să mai zic. Ia mami, ia vină încoace că prima întrebare e despre tine. Ma. Ești pregătit? Da. Începem, da. Orice greșeală se taxează cu o epilare. Miluiește, nepăroi, Doamne, miluiește. Pe ce dată? Nu. Nu. Că pe asta o știi. Bă, pe cât? Pe 12 august. Da, dar nu asta era întrebarea. Pe ce dată l-am luat noi pe Hani? Când a fost el al nostru? Bă, nu mă să cred! Chiar puteam să jur, să bag mâna în foc, să pariez postul toți banii pe mei, că... Când e născut. Știu! Pe 19, de cât timp aveam? Ce, noiembrie? Octombrie. 19 octombrie. Da, 19, seara spre 20. Bine. Aminte că am zis noi că la miezul nopții o să fie 20. Da. Avem chestia asta cu 2 și de acolo!
Da, bine, hai că nu te epilăm. Ok. A doua întrebare. În ce lună am filmat noi primele noastre vloguri? A fost în primăvară? Nu. A, da, 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 primăvară ca și anotimp. Da, ca și anotimp, da. În martie n-a fost, că în martie a fost pandemia, deci n-aveam când. Și în aprilie a fost pandemie și în mai... În aprilie. Nu. În mai? Da. În mai, după ziua ta? Nu. Până în ziua ta? Da, înainte. Înainte de ziua ta? Pe 4 mai. Pe 4 mai? Atunci, atunci postat la mine pe canal, la tine pe canal nu știu. Pe 3 mai la tine. Deci la tine pe 4 și la mine pe 3. Da, dar deci, în mai. Mai, în mai. Ce să fac? Mamă, nu știu că am răspuns. Eu așa am 50-50. Haide. Mai, Ani. La Hanuțule. Hanuțule. Mamă, iubirea mea, pui banda de... de depilatoare pe grisinele mele. Vrei să mi sare de pe ele? Da, să se vadă că chiar o să fie dureros. Iubirea arată spărul de pe picioare. Iubirea arată spărul de pe picioare. Arată și ce știi tu mai bine. Uitați. Să stea să se focalizeze. Chiar o să doară. Și ce vlog ați filmat? E unul în care mi-a arăt părul de pe picioare. Avem limbile. O să zică lumea că după ce că ne-am vopsit și părul albastru, ne-am vopsit și limbile. Albastre, mă, doare! Ani în mușca de gleznă. Încă n-ai tras? Nu. Stai puțin că nici nu-mi dau seama în ce direcție crește părul tău ca să știu să știi că se trage în sens invers. Păi și cum n-ai bază să mă? Părul tău e crez. Bine, o să tragă în sus. Îl trage așa. Gata? Să lipi! Să lipi! 3. Că n-avem cum să stăm mult cu ea. Dă-i. 3, 2, 1. Și mi-e frică! 3, 2, 1. Dai că... 3, 2, 1! Șari, mă, pentru că n-am să fiu gândit, mă, vrăjeam! Foarte interesant. Dacă mâncați în acest moment, vă rog să nu mai mâncați. Mă, să mă mori, că zici că ai... Aolea! Zici că ai făcut loc liber la parcare. Ce picioare vine, Ani! A treia întrebare. A, dar și acum mă mai doare. Ce gen... a fost, fii atent că e smart întrebarea asta. Ce, uitați-vă un pic la Hani ce-mi face. Ce gen a fost filmul pe care l-am văzut noi la cea de-a treia întâlnire? Practic, al doilea film pe care noi l-am văzut. Da, but... Am crezut că îmi dea palma în cap. Că ai văzut așa. Bate cupa. Hai să fiu urmă să mă vezi. Nu, iubirea mea, dar așa. A patra întrebare. În vlogul pe care l-am făcut noi în Bulgaria, cel în care ne-am aruncat și părinții în piscină, așa. Ce anume am mai făcut noi în acel vlog? Ne-am dus cu parapanta și ai plâns. A fost un moment mai emoționant între noi. Du-te să pup. Bravo, bibișoarul meu. Nu-mi las eu picioarele fără păr în seara asta. A cincea întrebare. Ce îmi place mie cel mai mult să gătesc? Clătite. Că încea nu știe răspunsul, da. Să gândește dacă ar fi corect sau nu. Nu, că aici în paranteză am scris orice. Deci nu știu. Nu-ți gătesc eu orice. Ba da, dar în mod special. În mod special? Păi tu ceri în mod special plătite. Păi și ce zici îți place cel mai mult în mod special? Ce zici tu mereu? Am poftă să fac niște clătite. Băi, ați mai văzut om să aibă poftă să le facă? Nu să le mănânce. Eu doar le fac, după ce le fac nu mai mănânc. Am poftă să fac niște clătite și eu zic, mă, ce perfect. Că eu am poftă să mănânc. Sincronizat că eu am poftă să mănânc. Da, hai că e ok, hai că nu te epilez. E bine. La ce crezi tu? Că mă gândesc eu prima și prima dată când spunem... Când spunem cuvântul noi. Adică, la ce mă gândesc eu prima dată când mă gândesc la relația noastră? E un cuvânt anume? Nu neapărat. Sunt trei cuvinte. Dacă găsești unul... Iubire. Da. În primul și în primul rând. Da. Iubire, respect, onestitate, comunicare. Da. Da? Da. Păi cam, cam pe asta ne bazăm noi ca și relația. Întrebarea 7. Mai ții minte ce ai făcut imediat după ce mi-ai spus primul te iubesc? Te-am luat în brațe. Așa. Și... Mamă, nu mai știu. Și... Aoleu, chiar nu mai știu. Și te-am băbat pe frunte, nasul meu. Da,
Da, exact. M-a luat în brațe și m-a pupat pe frunte. Da, un gest foarte drăguț, care m-a făcut să mă simt așa protejată și foarte... foarte iubită, exact cum a zis el. Te iubesc și m-a făcut să mă simt iubită. Cum îmi place mie să mă relaxez? Uitându-te la seriale pe Netflix. Da, mă cunoști prea bine, nu-i corect. La Blacklist. Da, ne uităm acum la Blacklist împreună. Nouă promovare. Care a fost primul lucru care m-a atras la tine? Și pot să-ți zic... Șarmul meu. Stătea că mă dădeam cu spray. Și acum nu spunem chestii de-astea, caracter și așa, pentru că la prima întâlnire n-aveam cum să ne cunoaștem noi caracterul, să da, fim sinceri. Da, nu chestii interioare, chestii fizice. Și poți să-ți dau și un indiciu dacă vrei. Dar hai, te las o dat. E legat. Înălțime? Nu. Nu, de contră, că l-am văzut că e așa înalt, am zis, mamă, ce înalt ești. Ești nebun la cap, îmi trebuie scara să-l pup ăsta, ești nebun la cap. Ai zis, mamă, să mă... Nu, pentru că știam că nu eu o să te pup prima, știam că tu o să te pleci și o să mă pupăcești. Adevărat? E legat de chestia la care sunt eu atentă prima și prima dată când întâlnesc un băiat și lucrurile alea îmi spun foarte multe despre persoana respectivă. Și nu neapărat la un băiat, la orice persoană. Știu, știu, zâmbet. Da, zâmbet. Zâmbetul tău. Și care sunt cele trei? Hai că ți-am zis și câte sunt. Cele trei chestii, mă rog, la care sunt eu atentă când întâlnesc un băiat. Manicura? La fete, mai mult. Ah, da, și la băieți. A, patru chestii. Și-a dat seama că am răspuns corect, așa? Nu, din... chiar contează foarte mult. Așa, gen zâmbetul, că e... Dantura, ai zis bine. Da, dantura, unghiile. Da. Dinții. Zâmbetul, păi dantura înseamnă dinții. Zâmbetul. A, zâmbetul, dacă poți să ai dinți frumoși, dar zâmbetul râd, așa? Da. Și mai e vreunul? Da. Mai e vreunul? Ochii? Nu. Nu ochii. Ochii nu e ochii? Parfum. Mm-hmm. Parfum. Mm-hmm. Parfum. 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 M-a dat cu spray. Gata, astea sunt. Și atât? Și spray-ul? Da. Și spray-ul. Și ultima întrebare de la această... A scăpat doar cu una, fraților? Ultima întrebare de la prima rundă. Ma. Ce apreciez eu la tine? În raport cu mine. Adică nu e legat de calitățile pe care le-ai tu. Talent, ambiție și de-astea. În raport cu mine. O chestie te foarte drăguță. Și asta altceva. Mamă, cât de chestii de... Covor și chiar așa e. Altceva, cel mai și cel mai tare. Mie e foarte drag și foarte puține persoane reușesc acest lucru. Că și... te liniștesc? Nu. Și asta, da. Să moară Jacksana, dar nu... Să zic? Moară... Nu știi, stai. Da, e răspuns de 100 de ori. Că mă fac să râd indiferent de cum mă simt. Indiferent de situație, mă fac să zâmbesc. Păi am zis bine. Ai iubirea mea. Da, ai răspuns o grămadă. Că te liniștesc, că te nu știu ce, că te... Dă măcar fă-mi și tu așa în prelungire, să-mi fac da, și eu liniuță. Da, sigur. Să-mi fac și eu așa liniuță. Da. Mamă, vă dați seama, el are și firul gros. Da, dar să trage așa că nu mă aștept, știi? Da. Că dacă tragi când mă aștept, mă doare. Da. Da. Ai tras? Da. Ai tras? Da. Nu te-a durut? Dar ești bărba puternic. Zici că ai fost o mămică din aia că tu ești tu băiatul meu mare. Ia uitați băieți aici. Trecem la a doua rundă, aici va fi jale. Care este cel mai lung fluviu din Europa? Fluviul Nil. A, nu, ce prost sunt. Iubitul meu, ce dai prost, geografie. M-am grăbit, stai. Hai, zic, oricum. Volga e Volga. Bravo. M-am grăbit, frate. Graba strică treaba. Stai, iubirea mea. Runda a doua devine mai exigentă. Aolea. Cum adică devine mai exigentă? Adică în prima tură, dacă ai greșit prima dată, hai că am luat în considerare al doilea răspund dacă a fost corect. Acum nu. Graba strică treaba. Ai zis corect, Volga. Danil, prima dată. Am pus o strâm. Eu zic să o dai jos, să o pui la loc. Ce are? Ce are, fraților? Ești pregătit? Da. Stai, trebuie să zic ceva, să-mi dau seama, trebuie să zic ceva. Nu știu când mi-o tragi ca să nu-mi dau seama. Hai, iubirea mea! Da? Nu mai stai atât, că o să nu mă doară. Stai, o să te doară? Nu așa ușor, te rog! Aaaa, l-ai gând! Asta a durut. Asta chiar a durut că ți-am tras și eu. În, cum, hai, degetul am tras. Am tras în necas.
Am tras fire de păr, adică ce ai ieșit aici, ai ieșit și în punul meu. Ai tras în necaz. Lumea o să zică, bă, dar cum te-am trimis să jucă piciorul așa? Băi, băi, vă rog eu frumos, nu... Nu vă jucați cu invitul meu. Nu vă jucați cu mine, că v-au dat pe aici. Nu vă jucați cu 1,95 m. 1,300 m. Ce planetă mai este cunoscută ca fiind denumită Planeta Roșie? Marte. Da. Păi Marte e roșie. Bravo, Iulian. Care este moneda oficială a Bulgariei? Leva. Pă, bampă, dar te le ai! Ei, ia mai zi-mi o țară! Turcia, euro, România, lei! Deja știu la 3. Câte strofe are poezia Luceafărul desemnată de Mihai? 98. Bravo. Cine a scris? A fost bine, nu? Hansel și Gretel. Frații Grimm, băi! Să nu le pui cu capul asta, să le pui așa. Bine, să le pui așa una de pata, să vadă oamenii că-s deștept. Care sunt culorile drapelului Italiei? Verde. Bravo. Alb. Da. Le-ai zis chiar în ordine. Și roșu. Da. Antonio Pizza, ragazzi, spaghetti, băi, spaghetti. Așa. Ce aveți, băi? Din ce țară izvorăște Dunărea? Germania. Vrei să spun și orașul? Episodul următor. Care este capitala Rusiei? Moscova. Cine a scris Enigma Utiliei? Mă, uite că am uitat. George Călinescu? Da! Da? Da! Mă... Câți ani are un deceniu? 100. Ce, mă? Un deceniu... De 10, un secol are 100. Haide! Și-a fost ultima întrebare, terminăm! Eu o să fac și story în timp ce e iubit așa, da? Ce face iubirea mea acolo? Aaaa! Să mă bată Jaxana! Iubire, ce ai făcut? Aoleu! Ia, apropie, ia vino, să vadă oameni. Uitați-vă și voi aici, uitați-vă și voi ce-a putut să facă, nu pot să cred. Așa, mamă, cum ții piciorul, zici că ți-i să-ți... zici că ți-i să-l mâni. Sper din suflet că v-a plăcut, că ați râs la acest vlog. Dacă ați apăsat butonul de like, aveți toată aprecierea mea. Apăsați. Dacă nu l-ați apăsat, înseamnă că nu țineți la mine, înseamnă că... Apăsați, m-am chinuit așa degeaba. Hai să vedem câte like-uri strânge vlogul ăsta și câte fire de păr are, baby, câte am smuls, să vedem dacă nimeriți. Mamă, like un fir de păr pentru mine. Hai, vă rog eu frumos, hai să strângem foarte multe like-uri. Vă rog eu frumos. Deci nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalele noastre de YouTube. Sperăm din suflet că v-a plăcut. Și follow pe Instagram, exact. Și să folosiți codul de pe Foodshop de 10% reducere, BibiPican10. Și pe Instagram Antonio Pican și bibi.oficial. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare.